Hai, urcă pe trotuar. Ce este, Felix? Vrei bake rolls? Mm. Dar trebuie să le plătim întâi. Luăm așa? Nu știu că are rost să luăm așa pungă mare. Să luăm așa pungă mare? E mai rentabil. E 5 lei kilogramul, da. Și acolo cât e kilogramul? E 5,60 lei. Deci nu e. Nu e nicio afacere, nu. Bravo, iubirea mea, el vrea să-și mănânce cornul cu ciocolată după mâncare. Bravo, înseamnă că la grădiniță nu prea ai mâncat. Dar noi nici n-am zis salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Ce-am făcut de dimineață? Am fost la grădiniță, a plouat toată ziua. Încă mai picură pe aici, pe acolo. Și după ce a terminat Melissa școala online, am zis să dăm o fugă repede la cumpărături, pentru că tot amânam, așa, trebuia vineri, am zis că mergem sâmbătă, după aia hai că mergem luni, zic hai că până la urmă, oricum astăzi trebuia să ieșim din casă, că mai avem unele lucrușoare de rezolvat, zic hai că mergem marți, că mai aveam și dacă nu veneam astăzi, tot o mai duceam câteva zile, nu aveam lapte, asta era o mare problemă pentru Melissa. Că ea mai bea Nescuic cu lapte sau cereale cu lapte și atunci mai mult pentru lapte și bineînțeles că atunci am făcut toate cumpărăturile necesare cu copilașii, numai că la un moment dat Florina a trebuit să meargă după Daniel și am rămas eu cu două cărucioare acolo. N-a fost ușor, dar am ajuns la casă și le-am pus pe bandă, da, și a venit, da, a venit tati să ne ajute. Uite, mergem aici un picuț mai în față, că avem puțin de tot treabă, foarte, foarte puțin, că avem programare și, în general, din ce am observat, se cam respectă programările. După aia să mergem acasă, că noi avem cumpărăturile în mașină și să punem toate cele la loc și să mâncăm, că ne e foame tare. Mai în față un pic și pe dreapta. Da, iubire! Uite, nu poate până atunci putem... Vrei să facem o prăjitură împreună? Hai că facem și o prăjitură. Te-ai gândit la ce fel de prăjitură vrei? Facem clătite? Da. Da? Da, bine. Dar să vedem când și cum ajungem acasă astăzi. Felix nu mai zice nimic, el e cu punga de bake rolls. Că de când a văzut-o... Nu mai știa cum să facă să ajungă la ea. Melissa cu cornul cu ciocolată și Daniel cel mai așa înțelept dintre toți, el a zis că mănâncă mâncare. Dar de ce n-ai mâncat la grădini? N-a fost bună? Nu ți-a plăcut mâncarea? A zis că era mămăligă acolo. Era mămăligă? Și n-a... Felul 3? Da. Aveți multe feluri și nu ți-a plăcut niciun fel? Nu mi-a plăcut. Acum eu am mâncat piluțe din Asia. Și tu ai așteptat să ajungi acasă să mănânci ciorbica făcută de mami, nu? Uh-huh. E bună tare ciorbica. Când am mâncat ca șoricel. Ca șoricelul. Deci m-am făcut ciorbă de perișoară și dacă nu mănâncă de două ori pe zi ciorbă de perișoară și el cere că îi place. Să facem și tort. Să facem și tort. Aoleu. Am ajuns acasă. Încă mai am o parte din cumpărături pe care trebuie să le pun la loc. Însă ne mai trebuiau niște acte și așa că pont pentru mămici, părinți în general. Eu îmi țin toate actele, toate certificatele de naștere și toate actele așa de persoane, nu știu cum, buletine, certificate de naștere, de căsătorie, deci tot ce e așa important le țin așa pe toate într-un dosărel, unde îmi pun certificatul,
de căsătorie, de exemplu, stați așa, să mai dau o pagină. De exemplu, certificat de naștere, nu o să arăt foarte de aproape. În față pun originalul și în spate mereu pun să am câteva copii, pentru că este foarte neplăcut atunci când îți trebuie o copie și nu ai și trebuie să te duci să-ți faci, sau bine, eu mi le fac acasă, dar au fost câteva zile când nu am avut imprimanta aici și n-am putut să-mi fac copii și a trebuit să merg nu știu pe unde, fix atunci s-a numărit să nu fie imprimanta bună unde m-am dus să-mi fac copii. Eu așa îmi țin. Deci practic am originalul și mai am copii, îmi fac așa să mai am câte 3, 4, 5 copii și când le folosesc, când îmi trebuie și când iarăși rămân fără, iarăși îmi fac așa o tură de copii ca să am din fiecare câte am nevoie. Și atunci, da, acum dacă tot ne-au trebuit, am zis că zic fac mai multe, că rămăsesem fără, că a trebuit să depunem peste tot o grămadă de hârtii, că așa e în România, multe, multă hărțogăraie și rămăsesem fără copii și am zis dacă tot mă apuc să fac, fac să am mai multe, să am un dosar și mereu așa fac. Și când iarăși se termină, iarăși mai completez și tot așa. Mi-am să aminte un lucru. Am scos cumpărăturile, am mâncat. Și v-am zis eu, acum ceva timp, nu știu, vreo două săptămâni, poate v-am vorbit despre o ciocolată pe care am găsit-o în București. Am cumpărat-o din Oșan și o cumpărase și mama lui Florin din Carrefour. Și mi-a plăcut și am mâncat și am arătat-o. Ei bine, am găsit ciocolata și în Kaufland. Până acum nu m-am gândit să mă uit. Este aceasta, roșen cu cocos sau cu afine. Dar are așa o umplutură de nuga. Știți că v-am mai povestit eu. Nu are rost să revin, că știți despre ce este vorba. Și am găsit un Kaufland, lucru care pe de o parte m-a bucurat, pentru că am găsit-o, chiar mi-era poftă. N-am găsit varianta cu portocale și aia mi-a plăcut cel mai mult. Pe aia avea mama lui Florin când am mâncat tot ciocolata asta, doar că avea nuga de portocale, o bunătate. Și am făcut, da, pe de o parte m-am bucurat că am găsit-o, pe de altă parte m-am întristat puțin că am găsit-o, pentru că asta înseamnă că o să o cumpăr mai des și... No. Și chestia este că dacă te apuci să o mănânci, mănânci jumătate de ciocolată fără nicio reținere. Adică e bună și mai e o bucățică și mai e o bucățică, mai ales că nici nu are pătrățele, ci ruptul cum se rupe. Și apoi te-o mănânci. Da, na, este foarte bună, așa că dacă o găsiți, dacă dați de ea, puteți să o încercați cu încredere. Ia uitați-vă la copii, sunt încântați cu toții, Felix a adormit. Pentru că a cam trecut ora lui de prânz și de somn și nu prea a dormit acasă, pentru că na, dacă tot am avut treburi de rezolvat și acum avem alte treburi de rezolvat. Dar sperăm tare mult să dormă mai bine la noapte, pentru că iarăși trecem printr-o fază în care se tot trezește noaptea. Am avut o perioadă în care așa de frumos dormea, am zis că e un vis. N-a ținut mult. Bine, chestia e că și bălește și eu cred că iar ies niște măsele, nu știu, sus, jos, că nici nu pot să mă uit așa în gura lui, că nu mă lasă. Da. Mușcă. Nu mușcă, adică nu, mușcă. Că toată îl mai apucă și chiar, bine, el din joacă, da. Mai trage câte o mușcătură pe spate. În fine. Și este deja destul de târziu. Adică nu e târziu, e 4, nici 4 nu, e 4 fără. Dar așa de repede se întunecă. Ideea este că mergem să vedem un potențial teren. Să ne uităm așa. Acum dacă ne-am liniștit cu treburile prin apartament, că nu mai avem așa mare lucru de făcut, profităm și noi. Și vrem să ne căutăm un teren pentru căsuță. Și... să mai scoatem nasul și din casă și să ne mai și uităm, să vedem, că până acum ne-am tot uitat, dar numai pe internet, și să vedem și la fața locului despre ce este vorba. Și ideal
pentru noi așa ar fi, ca până în primăvară să avem deja un teren, un loc. Da? Și dacă nu o fi, să fie oricum. Mergem să vedem, măcar să testăm piața, să vedem care e oferta și așa mai departe. Și ne bucurăm. Eu mi-aduc aminte de perioada în care mergeam și vedeam case împreună, dacă mai ții tu minte. Și n-am văzut foarte multe case, că am găsit-o repede pe a noastră și ne-am hotărât repede. Dar mai văzusem vreo câteva înainte. Vreo 2 sau 3, parcă. Da. Dar de fiecare dată mergeam așa cu emoții. Dacă asta o să fie casa noastră. Știi, aveam așa niște emoții. Și acum iarăși sunt așa puțin emoțiile. Dacă aici o să fie terenul unde noi ne vom construi căsuța cu ajutorul lui Dumnezeu. Și atunci sunt faine emoțiile astea și îmi plac. Și din când în când mai trebuie și astfel de emoții așa. Dacă acolo o să fie, să vedem. Am ajuns acasă, am văzut de fapt erau mai multe terenuri, mai multe zone așa unde ne-am uitat pentru căsuță. Deocamdată doar ne-am uitat, ne-am făcut așa o idee și acum, în timp ce editez, stăteam așa și ne gândeam la nume de băieți. Și Melissa, care nume îți place ție? Ea nu vrea niciun nume de băiat. Ea vrea doar nume de fată. Ce nume de băiat crezi că ți-a... Laura. Laura? Da. Păi tata de băiat. Dacă e băiețel, ce nume îi dăm? Ea nu vrea de băieți. Vrei de băieți? Nu. Băieții sunt tare urâți. Sunt urâți? Da. Nu-mi plac băieții. Păi da, dar nu-ți trebuiască să-ți placă, că o să fie frățiorul tău. Nu. Măcar să ne ajut să-i dăm un nume frumos. Nu. Că nu e niciun nume așa care să spun, vai, ce mi-ar plăcea. Eu nu o să zic că știu multe nume, dar nu o să zic la nimeni. Păi da, dar și eu știu multe nume, dar vreau un nume care să ne placă. Tu ai vreun nume care îți place? Da, dar nu o să zic. Daniel, tu te-ai gândit la vreun nume? Acum nu s-a gândit. Tobias. Ioi. Nu, deci nu găsesc nimic care să-mi placă așa, care... și nu neapărat să-mi placă, că sunt nume care îmi plac, dar care să simt că s-ar potrivi pentru copilul nostru. Adică trebuie să fie chestia așa în care să știi că da, ăsta-i numele. Deci am tot citit pe internet, am căutat și nu, au fost câteva nume care mi-au plăcut, dar la niciunul n-am simțit lucrul acela așa special. Avantajul este că mai avem o perioadă, mai avem așa câteva săptămâni să ne gândim, dar dacă nu găsim nimic, iarăși pățim, la Daniel ne-am răzgândit în spital, la Felix s-a născut și încă nu eram 100% siguri. Acum mi se pare că li se potrivesc numele, dar atunci am avut cam, am cam avut emoții. Și acum iarăși ne gândim. Mi se pare așa, din tot procesul ăsta de a avea încă un copil, alegerea numelui mi se pare cea mai grea parte. Lili, tu ai vreo preferință? Cum să se numească? Matias. Dacă eram în Germania, mai mergea. Numele ăsta mi-a plăcut când eram însărcinată cu Melissa, Matias. Da. Între timp, nu mi-a mai plăcut. Gata, dragilor, cam atât în acest filmuleț. Să concluzionăm. Încă nu am găsit nici un potențial prenume pentru băiețelul nostru. Am găsit doar prenumele care nu ne plac. Așa? Nu avem așa un... Nu ne-am gândit la ceva anume, dar am dorit, sau cel puțin eu aș vrea să păstrăm chestia asta așa, să fie cât mai internaționale. Da. Lucrul ăsta mi-a plăcut și la asta am fost atenți la toți când le-am dat prenumele, când l-am ales. Știu că sunt mulți care vor, nu știu,
prenume pentru toți copiii cu aceeași literă, cu aceeași inițială sau diverse situații, nu știu. Fiecare. Da, cu păsărica lui. Noi ne dorim să fie așa nume internaționale, drăguțe, ușor de pronunțat, de scris și așa mai departe. Și deocamdată nu am găsit nimic care să corespundă cerințelor noastre, dar mai căutăm. Dacă nu, cel târziu, când se naște, trebuie să găsim, să alegem un nume. Facem extrageri. Da, dacă nu, până la urmă, vedem. Ideea este că vreau și pentru ceilalți copii să fie ușor de pronunțat. Să nu fie complicat. Da, nu. Până la urmă, tot o să găsim un nume, deci e imposibil, dar am așa emoții, sunt și eu curioasă care să fie numele. Dar, în mare parte, cam asta este. La numele de băieți mereu avem probleme. Da, mereu ne-am chinuit și e greu. Da, ce să facem? Nu știu, poate e greu doar pentru noi, dar nu știu cum alți părinți dau câte două nume la părinți. Da, la două copii. Prenume la copii și au, poate au și 3, 4, 5 băieți și au să pună două prenume și noi ne chinuim. Da. Oricum nu vrem două. Deci, pentru, din punctul meu de vedere, unul este suficient, nu e nevoie de două, dar să-l găsim pe ăla unul și bun. Dar noi avem câte două și nu le-am uzat prea tare. Nu, doar aveam probleme, că cel puțin în Germania ne întrebau, dar se scrie cu cratimă, dar se scrie fără cratimă, dar de ce se scrie așa, dar într-un document scrie așa, în altul scrie așa. Deci numai probleme și la completat acte să ai ce scrie și de multe ori spațiul rezervat este destul de mic și trebuie să te îngrămădești acolo să ți încapă tot prenumele. În fine. Bun. Acestea fiind spuse, cam asta a fost astăzi. Vă mulțumim tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pupăm și vă așteptăm cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa! Pa.